bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Eu sunt Cristina Soare. Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie, evenimente din țară și din lume. Rămâneți alături de noi în următoarele 10 minute. Vorbim despre unele dintre cele mai îndrăgite vietăți din lume, căluții de mare. Aflăm care mai este soarta elefanților din Thailanda, mai ales în contextul post-pandemic. Și bineînțeles, vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. Căluții de mare sunt văzuți de oameni de obicei în acvarii, la grădinile zoologice. Ce se știe însă mai puțin este că vietățile acestea trăiesc și în Marea Nordului, atunci când apele acesteia se încălzesc puțin, chiar dacă sunt asociați mai degrabă cu ținuturile exotice. Deseori ei sunt aduși de valuri la țări. Administrația unei grădini zoologice din Rotterdam îi îndeamnă pe olandezii care se plimbă pe plajă și care găsesc căluții de mare eșuați, încă vii, să îi recupereze în recipiente și să îi aducă la grădină. Căluții de mare sunt foarte iubiți de oameni și sunt speciali și prin faptul că masculii sunt cei ce aduc pe lume puii. De asemenea, ei sunt carnivori și își pot mișca ochii în direcții diferite. Animalele și artificiile nu fac casă bună. O nepotrivire și mai mare este între animale și război. Așa se face că încă dinainte de Crăciun, treile oaice de la o grădină zoologică din Ucraina au ajuns la un parc natural din Danemarca. Parcul are deja multe animale sălbatice, inclusiv tigri. Deci îngrijirea felinelor mari nu este o necunoscută pentru administratorii de aici. Le iau acum un spațiu mult mai mare și sunt liberi să se comporte în mod natural. În continuare, meteorologul Mihai Hușciu ne spune cum va fi vremea în Europa și în țara noastră. Bun găsit, Mihai! Vremea se va menține mai caldă față de, de normal și în România. Temperaturii care uh, se vor situa în general între 3 și 12 grade, temperaturii maxime pe parcursul întregii săptămâni, însă după mijlocul săptămânii aerul mai rece dinspre Câmpia Rus ar putea să se extindă ușor și spre partea estică, nord-estică a României, unde temperaturile ar putea fi ceva mai coborâte, să nu depășească cu mult 0 grade sau să fie în jur de 0 grade. Precipitații ceva mai multe, încă de luni seara, un sistem de joasă presiune avansează dinspre Europa Vestică, centrală, spre Marea Mediterană și apar precipitațiile și la noi în țară, din seara zilei de luni în partea de vest-sud-vest -vest, și în extindere în marți în toată țara. Vorbim de precipitații predominanți sub formă de ploaie dar prin Transilvania, Moldova, zonele subcarpatice se apară și la Povița, iar la munte treptat, treptat să predomine ninsorile și chiar să depună o stradă de zăpadă posibil mai consistent la peste 1400 de metri, 15-20 de centimetri, temperaturile minime, în general, între minus 4 și 4 grade, cu alte cuvinte, și acestea destul de, de ridicate. Mulțumesc, Mihai! 10 de ani elefanții au constituit o atracție uriașă în Thailanda. Când a lovit pandemia de COVID-19, proprietarii s-au luptat din răsputeri să-i hrănească. Aflăm acum care mai este situația pachidermelor din această țară asiatică. În Thailanda sunt peste 3.000 de elefanți folosiți în turism, mai mult decât oriunde de altundeva. Chiar dacă numărul de turiști a început să crească post-pandemie, proprietarii pachidermelor și, implicit, industria turismului thailandez se confruntă acum cu o nouă problemă, percepția vizitatorilor cum că folosirea animalelor pentru divertisment nu este una etică. Spre deosebire de alte țări, unde elefanții reprezintă populații captive, în Thailanda aceștia sunt proprietate privată. Așadar, după ce s-au chinuit în pandemie să îi hrănească, deși nu mai încasau venituri, deținătorii de elefanți nu mai au resurse să îi întrețină și din cauza faptului că turiștii încep să refuze divertismentul oferit pe baza lor. Practic, spectacolele cu pachiderme încep să fie tot mai des boicotate de vizitatorii străini. Se ridică astfel serioase semne de întrebare dacă turismul tailandez se va mai întoarce vreodată la ceea ce era înainte de COVID-19. Provincia Surin este o regiune ai cărei oameni sunt renumiți pentru abilitățile lor de a păstra, antrena și, în trecut, captura elefanți. Sute de animale s-au întors în Surin din puncte turistice fierbinți, precum Phuket sau Chiang Mai, unde au adus bani proprietarilor, făcând trucuri sau oferind plimbări turiștilor. Dieta lor este constituită în principal din frunze și iarbă, dar acestea sunt din ce în ce mai greu de procurat, cu atât mai mult cu cât numărul elefanților crește rapid, concentrate fiind într-o singură zonă. Bonuiarat Salangam, cunoscută drept Joy, deține patru elefanți împreună cu partenerul ei. Aducerea acestora din buchet înapoi la Surin a costat-o peste 2000 de dolari. Ea spune că nu-și mai permite să se întoarcă cu animalele acolo până se se sigură că spectacolele vor avea din nou căutare. Întreținerea elefanților este costisitoare. Un adult mănâncă între 100 și 200 de kilograme de alimente pe zi și bea până la 100 de litri de apă. Fără niciun alt venit, proprietari precum Joy au fost nevoiți să expună elefanții pe rețelele de socializare și să facă apel la donații. Haideți să detaliem acum evoluția vremii pe teritoriul țării noastre pentru perioada imediat următoare. Așadar, la noapte cerul va prezenta în orări numai în jumătatea de nord a țării. Aici sunt anunțate precipitații slabe, sub formă de ploaie, mai puțin în Maramureș, unde precipitațiile vor fi mixte, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va prezenta ușoare intensificări tot la munte, pe creste, iar temperaturile minime se vor situa în general între minus 4 și plus 4 grade Celsius. Mâine vremea se menține mai caldă decât în mod normal la această dată. În nord, în centru, în est și în sud-est, atmosfera va fi închisă cu precipitații sub formă de ploaie. La altitudini de peste 1400 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte, iar la munte vor fi mai ales în insori. În rest, cer variabil, așadar iese și soarele. Vântul va prezenta ușoare intensificări la munte, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. În București, spre dimineață, vor fi condiții de ceață, iar în termometre vom avea 0 grade în centrul capitalei și minus 2 grade în zona preoreșănească. Mâine la amiază, soare, vânt slab și 9 grade. Presiunea atmosferică are o valoare de 755 mm coloană de mercur și va scădea, dar foarte puțin. Poi mâine cam la fel, 9 grade și soare. La munte, mâine, Vremea va fi caldă pentru această dată, dar vor fi precipitații la altitudini joase sub formă de ploaie, iar la peste 1400 de metri altitudine precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vânt ușor pe creste, temperaturi maxime de la minus 2 grade în Ceahlău până la 6 grade cu plus în stâna de vale. La nivelul întregii ziua de poi mine aduce în continuare temperaturi ridicate pentru această dată, maxime cuprinse între 2 și 12 grade. Atmosfera va fi însorită mai puțin în partea estică și în cea sudestică, unde Norii vor fi destul de numeroși. Așadar, va ploa în Moldova și în Dobrogea, iar la Munte va ninge. Vântul se va intensifica în Moldova, în Dobrogea, la Munte, dar și prin sudul banatului țară caldă și deșertică. Nu prea ne putem imagina Iordania inundată și paralizată de frig. Și totuși, zilele acestea, vremea aici a fost extrem de capricioasă. A plouat din abundență, au fost furtuni și chiar grindină. În zona de nord-est, la granița cu Irak, a fost prognozată și la poviță. S-a format ceață, drumurile au fost alunecoase, iar zonele joase și văile au fost inundate. Frigul a cuprins întreaga țară, mai puțin Valea Iordanului, Marea Moartă și Acaba, unde temperaturile au rămas ceva mai prietenoase. Să vedem acum cum stăm cu vremea în Europa. Iată că mâine, în sud-vestul continentului, atmosfera va fi închisă și va ploua, iar în vestul peninsulei iberice se vor strânge cantități importante de apă. În țările vestice, când soare, când nori, iar în arhipelagul britanic sunt anunțate și ploi trecătoare. În țările sudice și în cele sudestice, în mare parte din zi, vremea se anunță frumoasă cu ploi trecătoare prin Italia. 14 grade vor fi în Roma și 17 grade în Atena. Mâine, în restul Europei, nu apar schimbări notabile față de astăzi. Atmosfera se menține mohorâtă și rece, mai ales în partea de răsărit. Iată, vor fi temperaturi maxime de minus 21 de grade Celsius. Mai ales în țările nordice, vor fi precipitații sub formă de ploaie, poviță și ninsoare. Două ursoaice polare, surori, au fost surprinse în timp ce se jucau pe gheață la grădina zoologică din Oregon. Ursoaicele, încă pui, sunt deosebit de amuzante, așa că vă propun să le urmărim jucându-se împreună. Cu aceste imagini încheiem ediția de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine seară de la 7 fără 5. Vă las acum cu imaginea zilei. Rămâneți pe TVR2. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook, dar și pe YouTube. Pe curând!